Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu, Chef Feli. Voi face astăzi tort de mere cu morcov. Dacă doriți să vedeți întreaga rețetă, vă invit să urmăriți întreaga. Ingrediente: 7 mere, mijlocii pe care le-am curățat de coajă și le-am scos interiorul, 180 de grame de făină amestecată cu praf de copt, 6 gălbenușuri, 50 de grame de unt topit, 100 de grame de migdale măcinate, 6 albușuri, o esență de rom, 180 de grame de zahăr și piure de morcov. Am fiert morcovul cu zahăr și esență de vanilie. Voi pune în bol cele 6 albușuri și le voi mixa cu un praf de sare. Voi face un caramel din 150 de grame de zahăr și 5 linguri de apă. După ce am mixat albușurile cu praful de sare, adăugăm zahărul și mixăm până ce zahărul este topit complet. Am bătut albușurile spumă timp de 2 minute. Acum voi adăuga gălbenușurile și voi mixa din nou. Curăț gălbenușurile, adăugăm untul și mixăm din nou. Caramelul este gata când își schimbă culoarea. Acum adăugăm făina treptat și amestecăm. Curăț și făina. Acum adăugăm esența de rom. Compoziția este gata. Voi împărți compoziția în trei părți. O parte o voi amesteca cu pireul de morcov, o parte cu migdalele măcinate și o parte o voi lăsa simplu. Pus o parte din compoziție în vas. Acum voi adăuga migdalele măcinate și le voi amesteca. Aici, în forma în care voi face tortul, voi pune prima parte amestecată cu migdalele măcinate. După care adăugăm merele. Am uniformizat compoziția. Acum adăugăm merele. Lăsăm un pic de spațiu între. Voi pune în fiecare măr câteva stafide, cât să fie mărul pe jumătate. După care voi adăuga peste caramel. Acum voi lua și voi pune caramel în fiecare măr. După ce am pus în fiecare măr o parte din caramel, adăugăm stafide. Am amestecat a doua parte din compoziție cu morcov. Acum voi lua și voi pune ușor între cu lingura până ce compoziția este gata. Am terminat de adăugat și compoziția cu amestecată cu pireul de morcov. Acum voi adăuga ultima parte. Acum adăugăm ultima parte simplă din compoziție. Acum voi da tortul la cuptor pentru 30-35 de minute la 180 de grade. Tortul este gata, l-am ținut la cuptor timp de 45 de minute la 180 de grade. Acum îl voi lăsa tortul să răcească. Tortul este gata, l-am lăsat să răcească, după care l-am tăiat. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă invit să dați un like sau să vă abonați pe canalul meu, Chef Feli. Eu vă urez poftă bună și ne revedem la următoarea rețetă. La revedere!